În ce își privește candidatura pentru funcția de premier și votarea cabinetului de ministri, cum vedeți dumneavoastră procedurile? Curtea Constituțională ar putea să pronunțe joi, din câte am înțeles. Da, la ora 9 să se pronunțe. Indiferent de ceasă, noi avem ordine de zi agenda noastră. Noi examinăm joi demisia guvernului, modificarea legii cu privire la guvern, este vorba de organigrama guvernului și după aceasta, sigur că asta tot este problema prin care mă ține pe mine pentru a semna un decret privind desemnarea în funcție. Totuși trebuie să-și dea demisia actualul guvern și apoi să aibă loc desemnarea candidaturii la funcție prim-ministru. S-ar putea vineri să veniți cu decretul joi. Respectiv. Chiar joi după votarea. Păi dacă noi în Parlament, da, dacă votăm luăm act de demisie. De cât timp credeți că este nevoie pentru a... Câteva zile. Eu cred că câteva zile domnul Filat va pregăti... Da, la începutul săptămânii viitoare, deci eu cred că vom avea guvernul și programul. Și o să vedem când o să convoc atunci. Cred că tot joi. Poate de urgență, o să vedem. Așa trebuie să acum să parcurgem ședințele în concordanță cu regulamentul.